Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem o budingă din griș cu lapte și cu dulceața de caise făcută în casă. Vă aștept pe canalul meu de YouTube să descoperiți noile rețete și nu numai. Sunt peste 500 de rețete și dacă aveți plăcerea să vă înscrieți, eu vă aștept. Bună ziua, bună ziua! Ce facem noi astăzi aici? O să facem o budincă din griș cu lapte și cu dulceață de caise. Bună ziua, bună ziua! Astăzi o să facem o budincă cu griș, cu lapte, cu dulceața de caise pe care am făcut-o acum o lună și ceva și o să le punem în această formă de silicon. Și o să avem nevoie de lapte, 300 de lapte, de 60 de grame de griș, unt, 30 de grame de unt. Am să pun și o linguriță de zahăr, nu mai mult pentru că punem dulceață. Un praf de sare, vanilie și coaja rasă de lămâie și de portocală pe care eu o pun cu zahăr și țin în frigider. Și când am nevoie, iau câte o linguriță. Și într-o tigăiță o să punem pe foc. Am să dau forma deoparte, vedeți? O să facem budinca în aceste forme. Cea mai simplă budincă pe care o făceam noi, o făceau părinții și bunicii noștri odată. Aici avem 300 de lapte. Și o să-l punem într-o tigăiță. Așa. Apoi o să adăugăm praful de sare. O să adăugăm și vanilia. Să punem pe tot. Lingurița, așa să scoatem. Așa. Punem și vanilia și o linguriță de zahăr. Eu nu pun mai mult. Când o fac pentru mine, o fac fără zahăr, pentru că pun dulceață. Am pus și zahărul. Acum o să mergem la flacără, să punem pe foc. Așa, și am să dau drumul la foc, la flacără. Am să mă mut spre flacără. Aici avem coaja de lămâie care o să o adăugăm imediat. Ia să vedem dacă reușesc să mut camera. Așa. Și să apăsa. Așa. Aici suntem. Și cu untel o să amestecăm încet, încet. Am să adaug și coaja de lămâie puțină. Ia uitați. Și amestecăm încet, încet. Laptele o să se încălzească. Și o să adăugăm grișul puțin câte puțin. Așteptăm să se încălzească laptele. Să vedeți cum se îngroașă. Așa. Cea mai simplă budincă și cea mai bună. Când laptele este puțin călduț, adăugăm grișul încet, încet. Așa.
Și amestecăm până se îngroașă. O să adăugăm și untul. Așa, amestecăm continuu. Aici avem untul, care o să-l adăugăm imediat, cum începe să se îngroașă. Avem puțină răbdare. Ia să adăugăm untul, să se topească între timp. Așa. Și amestecăm. Apoi o să punem în formă, o să umplem cu dulceață fiecare formă. Din această compoziție îmi iese 4 forme din alea jumătate, deci sunt 8, 2, 4, 6, 8. Boboruze, floricică, fluturaș. Așa. Aceasta este budinca de griș cu lapte și o umplem cu dulceața de caise. Rețeta la dulceața de caise o găsiți pe canalul meu de YouTube. Am făcut-o luna trecută, cred, acum o lună și ceva. Este foarte, foarte bună. Ia uitați ce bine arată dulceața și se păstrează. Borcanele trebuie să fie sterilizate, fierbinți, și dulceața se pune fierbinte în borcane și imediat se pune capacul și se menține pentru ani și ani. Așteptăm să înceapă să fiarbă. Așa, să dau mai aproape să se vadă. Cum se îngroașă, ne schimbăm pe masă ca să punem în formă. Așa, începe să se îngroașă. Imediat este gata. Deja a schimbat consistența. Și o turnăm în formă. Așa. Ia uitați cum se îngroașă. Este aproape gata. Ia uitați. Grișul trebuie să fiarbă bine. Înainte se vedea la copii lăptișor cu griș, tare bun mai era. Și nouă ne place, Ilinca, tare mult ne place. Așa, este gata. Vedeți? S-a îngroșat. Ia uitați. Acum am să-l dau de pe foc. Ia să schimb camera. Și acum cu o lingură am să pun în această formă. Foarte, foarte bun. Este bun, bun, bun. O să umplem aceste forme. Eu am făcut doar pentru 4 de aici.
așa. O să o luăm cu lingurița și o să punem aici în formă. Ia formă la... Așa, mai punem puțin. Și imediat o să o umplem cu dulceață. Așa. Și acum, cu o linguriță, o să punem dulceață. Aceasta este dulceața de caise. Deci este cu bucăți. Ia să pun aici în interior. Și după aceea le întoarcem să vedeți ce frumusețe și ce bunătate. Așa. Ne uitați cu bucăți, bucăți, este foarte, foarte bună dulceața, să o încercați. Și tot timpul să sterilizați borcanele, borcanele fierbinți. Cu dulceața fierbinte, puneți, închideți și se păstrează. Așa. Acum acoperim. Să pun cu această paletă. Acoperim cu restul de, așa, mese exact 4 forme din acestea. Vreți mai mult, dublați cantitățile. Așa. Aveam o... Să radem așa aici. Să punem. Așa. Acum am să pun pe un fund, am să le răstorn. Le las puțin să se întărească. Puțin, puțin am să las. Puțin, puțin, ca să nu se rupă. Așa. Să vedeți ce o să, se bucure copilașii. Așa. Vedeți? Ia uitați. Am umplut această formă. O lăsăm puțin să se răcească. Imediat o să scoatem. O să scoatem în formă. Și să scoatem această budincă. 1, 2, 3. A ieșit. Și acum, dacă vrem, putem să-l decorăm pe deasupra cu dulceață. Ia uitați ce frumoase sunt. Budincă de griș. Nu se vede pe aluminiu așa de bine. Așa. Și o să punem puțină dulceață deasupra. Luăm puțină dulceață. Are și în interior dulceață. Și o să punem aici în mijlocul florii. Puțină. Așa. Așa. Acum o să luăm și o să punem și pe spate la boboruză.
câte puțină, puțină, ca să decorăm, să fie mai frumoasă. Le puteți lăsa pur și simplu și așa, simple. Să rup din caise, să o rup, să pun așa pe deasupra. Este prea mare, e mai mică. Așa. Punem și ochișorii aici. Ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm. Așa. Ia uitați. Ne jucăm, ne jucăm. Aceasta este budinca. Este umplută cu dulceață. Arăt budinca că s-a răcit puțin. Să rupem, să tăiem o bucățică. Să vedeți cum este. Să vedeți în interior cum este, că eu am și umplut-o. Ia uitați cum arată în interior budinca. Budinca de... Ia uitați. Budinca de griș cu lapte. Ia uitați. Din ceva foarte, foarte simplu ce poate ieși. O să fie foarte bucuroși copiii când o să mănânce și o să vadă așa ceva în farfurie. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă.